Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei de mâine, 6 iunie, pentru semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră și să vă înscrieți la canal apăsând clopoțelul, este gratuit și mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membrii canalului meu. Haideți să începem cu zodia Berbec. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Berbec. Oh, au ieșit deja așa subtil, să spunem, și elegant. Zodia Berbec, în această zi văd că va fi momentul ca dumneavoastră să acționați. Văd mai multă încredere în propria persoană, veți ști ceea ce vă doriți și poate unii dintre voi aveți ascendent în zodia Taur și văd că în ce privesc proiectele dumneavoastră vor fi importante pentru dumneavoastră. Văd că veți crea, veți comunica, veți pune în aplicare dorințele dumneavoastră și văd că veți avea parte de armonie. Poate veți afla că sunteți însărcinate sau în ce privește un proiect, da? Veți dori să-l puneți în acțiune, să-l puneți în aplicare. Și văd că o femeie poate are un rol important în viața dumneavoastră, văd că veți avea parte de abundență și abundența este nelimitată și va veni în viața dumneavoastră. Nu neapărat abundență în special pe parte financiară, abundență poate veni în diferite moduri, poate veni în viața noastră această abundență, da? Văd foarte multă fertilitate și văd că veți crea în această zi asul de bețe, veți lua decizia mâinile dumneavoastră, văd că veți avea parte de noi începuturi, veți fi foarte entuziasmați, optimiști și văd că veți crea, văd că aveți foarte mult potențial, talent și văd că veți dori să acționați, veți găsi noi pasiuni sau noi începuturi, vești noi care le veți primi în această zi, noi inițiative care le veți lua în relația de cuplu, văd foarte multă sensualitate, foarte multă pasiune, văd că ceva va crește, va da fructe, foarte multă fertilitate în viața dumneavoastră și regina de monede, vă doriți stabilitate, sunteți foarte practică, vă ocupați și de familie și de muncă, văd că vă doriți stabilitate financiară, văd că veți fi foarte responsabilă și vă place chiar și arta. În această zi văd că veți lua inițiativa pentru a face ceva ce privește arta, da? Sau poate o femeie în semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn va avea un rol important în viața noastră, da? Aici văd că veți ține de acea monedă și văd că ori veți cumpăra ceva ce vă face plăcere, ori aveți dumneavoastră acolo un proiect pe care doriți să-l începeți, să spunem așa. Și văd că veți avea parte de abundență financiară. Zodia Fecioară poate are un rol important, Berbec, Leu, Săgetător. Haideți să vedem. Văd un blocaj totuși, dar văd că ceva se va termina. Cred că veți decide să terminați cu o izolare, cu un blocaj, veți decide să lăsați ceva la spate și văd o transformare, o schimbare din partea unei femei sau pentru o femeie. Haideți să vedem. Și vă doriți un copil. Sau un copil poate are un rol important, Săgetător, Leu, Berbec, poate are vă aduce inspirație, creativitate. Poate un copil va avea noi pasiuni sau văd că veți accepta chiar și o provocare. Sau poate vă doriți un copil sau veți avea parte de un nou copil, dar aici poate spune și de un nou proiect, da? Haideți să vedem regina de monede pentru zodia Berbec. Aici văd că elaborați foarte mult și văd că sunteți foarte atenți la detalii, la locul de muncă, în proiectele dumneavoastră. Munciți cu spor de zor și văd că aveți răbdare. Vă doriți stabilitate și financiară și abundență în viața dumneavoastră. Aveți un loc de muncă. Haideți să vedem. Văd că veți avea parte de succes și de abundență, cum v-am spus. Poate fi energia, chiar dacă sunteți bărbați, poate fi energia chiar a dumneavoastră.
Da, adică să acționați și proiectele dumneavoastră au un rol important și vă doriți un nou proiect și veți elabora acest lucru și veți munci la acest nou proiect sau poate un nou copil, poate un copil vă doriți să-l aveți și văd că veți da la spate un blocaj. Veți acționa, veți decide și veți ști mai mult ca niciodată ceea ce vă doriți. Haideți să vedem zodia Berbec. Muncă, muncă și iar muncă. Văd că vă ocupați de muncă și aveți aveți ceva de dus la bun sfârșit sau aveți muncă determinată aici și văd că vă veți ocupa de acest lucru, dar văd că veți fi foarte mândri și de munca dumneavoastră, de cariera dumneavoastră. Văd și aici foarte mult orgoliu, senzualitate, veți atrage privire, veți fi foarte senzuali, fermecători, foarte frumoși, da? Și ți se spune să fii atent la banii tăi și cred că vei fi atent la banii tăi, da? Vei ține de bani și e important să fii atent la bani. Și văd că te vei întâlni cu prieteni sau vei primi ajutor din partea prietenilor și vor avea un rol important în viața ta și ți se zice o profundă forță personală și pace te va duce spre succes. Da? Deci cu pace și cu o profunzime, forță, ai nevoie de forță, da? Forță profundă pentru a trece această vale. Te va duce la succes, să știi. Haideți să vedem ce vă spune Arcangelul Gabriel pentru zodia Berbec. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Berbec, să deschizi inima iubirii. Pentru că cu cât vei deschide inima iubirii, cu atât va fi mai puternică iubirea în viața ta. Într-adevăr, ești un pic fragil și acest lucru îți aduce înțelepciune și inspirație din fragilitatea ta, din vulnerabilitatea ta. Ce trebuie să faci este să o asculți, să te rogi până când vei reuși să te concentrezi pe prioritățile tale. Și ți se spune să mergi înainte, să nu renunți. Transformă dezamăgirile în energie pozitivă pentru a alimenta proiectul tău creativ cu emoții autentice și inspirație. Ideea e inspirată de divinitate, muncește pentru a realiza-o, pentru a o pune în practică. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere, numai bine, sănătate, Doamne ajută! Voi trece la zodia Leu. Haideți să vedem pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Leu, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de 6 iunie marți pentru zodia Leu. Dragii mei, fiind o etalare generală, eu vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc și să vă înscrieți la canal dacă nu ați făcut-o până în acest moment. Este gratuit și mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membrii canalului meu. Zodia Leu, haideți să vedem ce dorește să mai iasă. Este clar că în această zi va trebui să mergeți într-o instituție sau să luați legătura cu un profesionist, cu un bărbat intelectual, cu un bărbat care vă poate ajuta în anumite probleme ce privește căsătoria, familia sau contractele, relațiile cu cei din jur. Văd că trebuie să rezolvați anumite documente sau să încercați să vă faceți dreptate sau să... E posibil să fi fost neîndreptățiți și văd anumite dispute legale sau în familie sau în ce privesc relațiile cu cei din jur și nevoie să luați legătura cu acest bărbat pentru a vă ajuta, pentru a rezolva aceste situații. Poate unii dintre voi veți hotărâ să divorțați sau poate unii dintre voi va trebui să luați o decizie importantă în ce privesc dorințele dumneavoastră și trebuie să mergeți într-o instituție, să cereți apelații, să cereți informațiile și acest bărbat să vă ajute. Văd un bărbat intelectual, un bărbat detașat, un bărbat inteligent care are un rol important acolo. Unii dintre voi, poate în această zi, veți fi mai detașat, mai reci, vă veți ocupa foarte mult de carieră și va trebui să luați decizii înțelepte în ce privește un contract de muncă sau banii sau căsătoria dumneavoastră. Văd că vă doriți dreptate și văd că cred că veți fi foarte axați pe carieră și în ce privește munca noastră. Văd foarte multă rațiune și
o conversație poate pe care o veți avea cu acest bărbat și pajul de cupe, văd că e posibil să flirtați sau să fiți mai emoționali în această zi, să treceți printr-o experiență emoțională sau care vă neliniștește pe dinăuntru și vi se spune să fiți cu picioarele pe pământ. Văd că e posibil să învățați o persoană care dorește să învețe mai mult despre lucrurile emoționale. Aici văd că veți intra în legătură poate cu o persoană mai sensibilă, poate mai visătoare, dar și văd psihicul dumneavoastră va fi mai emoțional în această zi. Pajul de cupe mai îmi spune și că e posibil prin această răceală și prin această detașare sau discernere în ce privește mentalul și pentru a rezolva aceste situații vă poate aduce chiar și poate vă poate da o neliniște în interiorul dumneavoastră în ce privește emoțiile sau poate va trebui să vă ascultați intuiția în ce privește un adevăr. Poate în căutarea unui adevăr, poate va trebui să vă ascultați intuiția și în ce privește o instituție sau relațiile cu cei din jur, contractele. Și zodia Peștii, Balanță, poate are un rol important în viața noastră sau aveți poate ascendentă zodia Balanță, dar văd că relațiile și contractele cu cei din jur și vă căutați justiție și doriți justiție, doriți să faceți lucrurile drept, doriți să spuneți adevărul, se vor spune adevăruri în această zi. Sau pașul de cupe poate îmi spune și că o persoană mai tânără poate fi mai imatură, să spunem așa. Da, la locul de muncă văd sau în ce privește dorința noastră, văd că veți elabora, veți munci la aceste dorințe, în ce privește un contract sau documente. Regele de spade, dar văd că vă simțiți blocați, întârzieri apar sau aveți nevoie să aflați adevărul din partea unei instituții sau unui profesionist în ce privește anumite blocaje, întârzieri, lupte, pot fi anumite secrete aici, dar vă puteți simți și blocați sau depreși chiar și ținuți la pământ. Și văd că aveți foarte multe gânduri și vă gândiți la o femeie, dacă sunteți bărbați, dacă sunteți femeie, vă gândiți la un bărbat. Haideți să vedem. Și văd că instituția, o persoană, poate așteptați ceva în ce privesc amenziile sau rezolvările legale. Aveți nevoie de a legaliza sau a rezolva anumite documente sau într-o instituție. Vă gândiți la o femeie și acest lucru văd că vă aduce confort, vă dă o idee sau visați la o femeie și aveți sentimente și emoții în ce privește această femeie, dar aveți foarte mare onoare și văd că respectați, poate vă respectați și e nevoie să vă respectați. Haideți să vedem ce vă spun cărțile de ceai. Luna iulie poate are un rol important în viața voastră sau rac, zodia rac sau familia poate are un rol important. Un bărbat mai în vârstă cu care veți intra, veți relaționa sau veți intra într-o colaborare. Karma zice că te va ajuta în ceea ce îți dorești. Da, car mai de partea ta și văd că ai un înger alături de tine și ai un înger care te veghează. Văd o ghidare spirituală, o protecție din partea îngerilor. Nu ești singur în acest drum. Mă scuzați un moment. Mă scuzați din nou. Deci văd că aveți îngerul de partea dumneavoastră și ghidarea îngerilor vă stă alături și veți primi protecția lor. Sunteți protejați. Și aveți chiar și o ghidare spirituală. Haideți să vedem pentru zodia Leu. Și o femeie brunetă. Veți relaționa cu o femeie brunetă, cu un bărbat mai în vârstă. Văd că vor avea un rol important în viața dumneavoastră. Și ghidare spirituală. Haideți să vedem ce vă spune Arcanghelul Gabriel.
Văd că există o mare onoare și o respectați și foarte mult respect, foarte mult un angajament care durează sau există aici o, cum să zic eu, o iubire, o relație de iubire care va aduce confort, cum spuneam, și o persoană sensitivă aici care vă poate ajuta sau poate vă gândiți la această persoană și aveți emoții și respect. Arcanghelul Gabriel pentru Zodia Leu. Voi vorbi în public, văd că vei vorbi cu foarte multă lume în această zi sau va trebui și zice că ai mesaje importante care pot să ajute pe alții. Haideți să vedem. Și ți se cere să crezi în ceea ce creezi, să ai încredere în puterea creativității lui Dumnezeu care se manifestă prin tine și cu tine. E nevoie să crezi ceea ce crezi pentru a avea rezolvare sau pentru a avea succes și ai protecție divină. Dragii mei prieteni, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă aștept data viitoare, vă urez tot bine din lume, la revedere, numai bine, sănătate, Doamne ajută! Voi trece la Zodia Săgetător. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Săgetător, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de 6 iunie? Vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc și nu uitați, înscrieți-vă dacă n-ați făcut-o până în acest moment, apăsând pe clopoțel, este gratuit și veți avea notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs și mi-ar face foarte mare plăcere să fiți membrii canalului meu. Simt că este o importanță mare pentru dumneavoastră în ce privește proiectele sau în ce privește stabilitatea dumneavoastră. Acolo poate fi un dezechilibru sau simt-o în ce privește prima chakră. Vă doriți stabilitate financiară sau vă doriți să fiți mai practici, mai cu picioarele pe pământ, vă doriți ceva concret. Văd că o femeie în zodia vărsător poate are un rol important în viața dumneavoastră, o femeie independentă, în simțul umorului dezvoltat și o femeie senzitivă, foarte creativă, o femeie care vă poate ajuta în ce privesc anumite decizii ale dumneavoastră. Este o tăioasă, dar uneori e tăioasă directă, dar este sinceră această persoană și vă poate ajuta pentru a lua decizii corecte. Haideți să vedem. 4 de bețe. Să luați o decizie în ce privește o comunitate, casa, stabilitatea noastră, în ce privește un nou început, în ce privesc studiile, văd o reuniune de familie, o rezolvare, o poate o femeie vă așteaptă în casă, poate vă dorește în casa sa, văd o reuniune de familie aici, văd că veți lua o hotărâre poate cu această femeie sau veți intra în contact cu această femeie din casă, din familia noastră sau dintr-o care face parte dintr-o comunitate. Văd stabilitate, văd o reuniune fericită, o reîntoarcere acasă, văd că vor... veți avea parte de ajutor din partea comunității și văd că veți avea parte de succes, de prosperitate și magicianul aici văd că dacă sunteți tineri, este pentru dumneavoastră acest mesaj, vă doriți un nou început, poate un nou studiu și văd că vă sunteți talentați și aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a manifesta dorințele dumneavoastră. Văd că veți acționa. Veți avea o putere de acțiune și de manifestare în ceea ce vă doriți. Văd poate că vă doriți să vă angajați sau doriți să începeți ceva nou. Și văd că veți manifesta dorințele dumneavoastră, veți avea parte de noi începuturi. Haideți să clarificăm. Și cifra 4, cifra 1 poate are un rol important în viața dumneavoastră. Zodia Săgetător. Veți primi mesaje, comunicări, mail-uri din partea acestei femei, din partea acestei regine. Dacă sunteți dumneavoastră, văd că veți lua hotărâri, veți comunica, veți lua hotărâri și pentru ceea ce vă doriți, vă veți ridica și vă veți lua tot ceea ce aveți nevoie și văd că vă veți axa foarte mult pe carieră sau veți intra în contact cu această femeie. Veți lua deciziile corecte.
patru de bețe cu... Văd că vă veți urma idealurile și văd o transformare în ce privește scopul divin al vieții voastre. Văd un nou drum, un drum unde văd că va fi o eliberare. Vedeți acești fluturi, vă veți, cum să zic eu, vă veți elibera de multe greutăți. Veți lăsa acel trecut în urmă și văd că un nou drum, vă veți îndrepta spre lumină, spre căldură, spre claritate, spre succes, spre pozitivitate, optimism. Și magicianul văd că veți comunica în casă, în familie și văd că veți fi foarte creativ într-o casă sau într-o cameră de familie. Văd o... Cred că veți lua o hotărâre cu familia dumneavoastră. Dar văd și eu o persoană falsă. Aveți grijă la o persoană falsă care vă ia alături sau pe care va trebui să o dați la o parte și văd aici un hoț. Văd o schimbare sau un risc în ce privește sau... Cred că dumneavoastră știți cine e acea persoană falsă sau va trebui să vă protejați de această persoană falsă sau nu spuneți ceea ce... Nu, poate e posibil să nu spuneți tot ceea ce simțiți sau ceea ce vă doriți. Și văd că veți elabora și veți lucra poate într-o instituție, dar văd că totuși ceva întârzie să apară. Sunt anumite lupte, bariere, întârzieri care pot apărea în ce privesc. Sau poate veți colabora cu instituțiile de stat sau cu persoanele oficiale care au o haină militară. Haideți să vedem ce vă transmit cărțile de ceai. Oportunitățile te așteaptă, ți se va deschide o ușă, da? Și va trebui să deschizi acea ușă, să iei o hotărâre și te așteaptă oportunități. Și zice că te preocupi prea mult în ce privesc, în ce privește intimitatea, relațiile intime, te preocupi foarte mult. Prea multă preocupare în ce privesc relațiile intime sau relația ta intimă. Haideți să vedem pentru zodia săgetător. Ok. Văd că e posibil să intri în legătură cu o persoană care are ascendent în zodia berbec sau vei avea parte de noi începuturi, dar și o persoană mai agresivă, mai impulsivă, nerăbdătoare aici. O persoană mai încăpățânată cu care poți să ai de-a face. Aici văd că ți se spune că vei primi un cadou prețios și sunt anumite secrete care te preocupă și că, cum spuneam, poate ai anumite secrete care nu dorești să le exprimi și că ai nevoie de o vacanță psihică și mentală și că există o iubire spirituală cu o persoană special și litera L poate are un rol important pentru viața ta. Iubești spiritualitatea, văd că ești foarte atras de acest lucru, îți place să faci magie în viața ta, e ca și cum intri în legătură cu divinitatea, aduci din cer, aduci pe pământ, da? Și aici ți se cere să-ți iei o vacanță, să te odihnești. În ce privește mentalul tău, psihicul tău, că ești foarte stresat și că roagă-te mai mult la divinitate și văd că ești iubit necondiționat și văd că ai parte de o spiritualitate, de iubire spirituală în viața ta. Haideți să vedem, sau vei avea aproape de tine o persoană spirituală. Pentru zodia săgetător, Arcanghelul Gabriel, zodia săgetător. Să fii recunoscător pentru ce ai, pentru că în acest mod vei atrage lucruri mai frumoase în viața ta când tu prețuiești ceea ce ai deja.
să exprimi adevărul tău interior, munca ta creativă e mai strălucitoare când tu vei reflecta sentimentele cele mai adevărate și gândurile cele mai profunde. Și expresiune creativă, la creativitatea ta divină se exprime prin acțiunile tale, să acționezi. Vei acționa, da? Și văd că te vei exprima creativ și copiii pot avea un rol important în viața ta. Doi copii pot avea un rol important sau doi tineri. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc tot bine din lume. La revedere, numai bine, sănătate, Doamne ajută!